În continuare să scriem și ecuația tangentei la reprezentarea geometrică a graficului funcției f în punctul de abscisă 1 pentru o funcție f dată implicit prin x f de x e la x minus 1. Am putea să determinăm din această relație derivata în 1, deoarece aceasta ne va interesa, însă, în cazul de față, putem chiar să determinăm explicit f în funcție de x. Mai precis, f de x este e la x minus 1 supra x pentru orice x din R, dar evident diferit de 0. Dar nu ne pasă, deoarece nouă ne va trebui derivata în 1. Așadar, ceea ce ne interesează este să știm cât este f derivat de x pentru x egal cu 1. Și f derivat de x fiind e la x minus 1 supra x totul derivat, este e la x minus 1 derivat, adică e la x de înmulțit cu x, minus e la x minus 1 de înmulțit cu x derivat, adică 1, supra x pătrat. Așadar, f derivat de x va fi e la x ori x minus e la x este e la x pe lângă x minus 1. Și plus 1 supra x pătrat. Aceasta pentru orice x din R mai puțin 0, în particular pentru orice x mai mare decât 0. Ceea ce înseamnă că f derivat de 1 este 0 plus 1 pe 1, adică 1. Mai departe ne mai trebuie ordonata punctului în care trasăm tangenta și atunci calculăm f de 1. Potrivit regulii, este e la 1 minus 1 pe 1, adică e minus 1. Și atunci, întrucât ecuația tangentei în 1 este y minus f de 1 supra x minus 1, e f derivat de 1 cu convenția numitorilor nuli, obținem că ecuația tangentei în 1 va fi y minus f de 1 e e minus 1, deci minus e plus 1, supra x minus 1 este egal cu 1, cu convenția numitorilor nuli. Putem să o rescriem, tangenta în 1 va avea ecuația y, este x minus 1 ori 1, plus e minus 1, deci o să fie x minus 2 plus e.